Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom aborda tema unghiuri opuse la vârf, congruența lor. Matematică, clasa 6. Haideți să vedem cum se prezintă din punctul acesta de vedere lucrurile. În primul rând, ne vom reaminti următoarea definiție, anume că două unghiuri care au laturile perechi de semidrepte opuse se numesc unghiuri opuse la vârf. Ca proprietate menționăm că două unghiuri opuse la vârf sunt congruente. În imaginea din dreapta observăm perechile de unghiuri opuse la vârf, acestea fiind AOB cu unghiul DOC, reprezentate în figură cu galben, respectiv unghiul AOD, care este opus la vârf cu unghiul BOC. Acest lucru se întâmplă pentru că, pe rând, semidreptele OA, respectiv OC, sunt opuse, la fel OB, cu semidreapta OD. Deci, cele două drepte, BD și CA, drepte care se intersectează în punctul O, drepte concurente, formează câte două perechi de unghiuri opuse la vârf. Să vedem în continuare câteva aplicații. Suma măsurilor a două dintre unghiurile formate de două drepte concurente este egală cu 120 de grade. Calculați măsurile unghiurilor. Rezolvare. Știm că două drepte concurente formează, așa cum am văzut și anterior, două perechi de unghiuri suplimentare, cât și două perechi de unghiuri opuse la vârf. În acest context, ținând cont că suma măsurilor unghiurilor suplimentare este 180 de grade, din ipoteza că suma măsurilor unghiurilor a două unghiuri formate de dreptele noastre concurente este de 120 de grade, rezultă că unghiurile noastre nu pot fi suplimentare, deci sunt opuse la vârf, ceea ce face ca ele să fie congruente și să aibă aceeași măsură. Dacă notăm cu X măsura lor, știm că unghiurile opuse la vârf sunt congruente, cum am spus mai devreme, au aceeași măsură, așadar obținem relația 2 ori X egal 120 de grade. Împărțim ambii membrii ai acestei ecuații prin 2 și obținem că x egal cu 60 de grade. Deci, fiecare dintre cele două unghiuri opuse la vârf au valoarea egală cu 60 de grade. În continuare, avem o altă aplicație. Considerând două unghiuri opuse la vârf, să calculăm măsura acestora dacă, pe rând, unghiurile sunt complementare sau unghiurile sunt suplimentare. Rezolvare. Dacă analizăm prima situație în care unghiurile sunt atât complementare cât și opuse la vârf, notăm cu X măsura comună a unghiurilor opuse la vârf, știind că unghiurile opuse la vârf au aceeași măsură. De aici și din faptul că ele sunt complementare, rezultă că suma măsurilor lor este de 90 de grade, ca atare x plus x egal 90 de grade. Asta înseamnă că vom obține ecuația 2x egal cu 90 de grade. Deci, x egal cu 45 de grade, rezultat obținut prin împărțirea ecuației anterioare prin 2 în ambii membri. Pentru punctul al doilea, unghiurile
fiind atât opuse la vârf cât și suplementare, procedând la fel ca la punctul A, notăm cu X măsura comună a celor două unghiuri opuse la vârf, iar din faptul că acestea sunt suplementare, deducem în continuare relația X plus X egal 180 de grade. Asta înseamnă că 2 ori X este egal cu 180 de grade. Am obținut această ecuație în necunoscuta X măsura unuia dintre unghiurile opuse la vârf. Pentru a afla valoarea lui X, împărțim ambii membri a egalității prin 2 și obținem de aici că X egal cu 180 de grade împărțit la 2, adică 90 de grade. Așadar, rezultatul acestei probleme a fost prezentat și soluționat.